Aflați despre alți eroi, poate o continuare a eroilor despre care povesteau mai devreme invitații firului din acest an. Surpriza foarte mare, și de asta cred că am atât de multe emoții în acest moment, este că în această seară îi vom avea alături de noi pe Yoji Kappel, cel despre care vă spuneam că s-a trezit foarte devreme ca să ajungă din Germania în România pentru proiecția de astăzi și pentru concertul de mâine. Îl avem alături de noi pe domnul Ovidiu Lipan Țăndărică. E pe drum și va ajunge cu certitudine până când filmul se termine, dar l-a văzut de foarte multe ori, deci nu o să-l surprindeți cu nicio întrebare pe Mircea Baniciu. Și de asemenea voi fi și eu, Claudia Duca sunt, când m-am prezentat la început, producătorul și costumaristul filmului, alături de eroul serii, de fapt, Cornel Mihalache, regizorul filmului. Vizionare plăcută și sperăm să vă placă și să aveți întrebări multe pentru acești eroi, repet cuvântul, pe care îi vedem acum într-o formulă aproape completă în fața dumneavoastră. Vizionare plăcută! Corect. E adresată mamei mele. Dragă Motin, după cum ai aflat, trei băieți din trupă, Iojiță și Eli, și-au luat lumea în cap. Aici au dat de mine și îmi cer ajutorul, lucru care m-a determinat să-mi schimb cu totul planurile. Și voi încerca să fac să rânească din nou pasărea care legendă parcă s-a lipit de destinele noastre. Băieții, de fapt, când venisem deja în România, erau triști și epuizați. Te ajutat, mi-a spus ei, nu i-a ajutat nimeni cu nimic. Toată perioada în care am lipsit, decât în măsura în care puteau să strânească interesul cuiva. Pe de o parte, case de cultură a tineretului, care avea nevoie de ei, ca să-și umple golurile financiare. Mi-a alocați un minuțel pentru câteva mulțumiri. În perioada în care eram cu Cornel și nu știam ce să facem și vizionam materiale și citeam tot ce se poate, am avut un ghid. Și anume munca lui Alex Daneș, care este în seara asta alături de noi aici, este un fan phoenix, unul dintre cei mai adevărați pe care i-am cunoscut noi în perioada de cercetare și fără cronologia lui am fi rătăcit foarte mult prin tot ce s-a publicat și tot ce s-a filmat. O a doua mulțumire, filmul acesta a ajuns în foarte multe festivaluri, dar prima invitație la festival a venit din partea lui Mihai Dragomir în ianuarie. Noi am fost la TIFA, ne-am întors ieri de la Anonimul, însă asta a fost prima și suntem foarte încântați pentru ea, pentru că a fost așa un boost pentru noi foarte important atunci când eram încă, nu știam dacă ce-am făcut a fost minunat sau nu. După care o altă mulțumire și pentru că e aici în seara asta, e bine, se duce către Mihai Brezeanu, primul care a scris bine despre film și ne-a încurajat foarte tare că, și ne-a făcut să ne simțim că nu am greșit cu modul în care am înțeles să facem povestea Phoenix-ului. Și pentru că în seara asta este aici și nu doar de asta, lui Rudo Valentino, care ne-a scurtat foarte rapid drumul către Mircea Baniciu. Iar acum vreau să-i aplaudați pe Cornel Mihalache, regizorul filmului, co-scenarist și cel care a tras 6 luni intens și fără de care povestea asta nu ar fi fost aici. Yoji Kappel, care a venit din Germania astăzi pentru... Îl rog să vină aici lângă mine și pe domnul Kappel. Mircea Baniciu, care a venit de la o petrecere, deci să fiți îngăduitor cu dumnealui. Ovidiu Lipan Țăndărică, domnul Țăndărică. Îl așteptăm și pe dumnealui lângă noi. Iar eu de acum nu mai vorbesc. Vă las pe dumneavoastră să puneți întrebări, pentru că puteți afla lucruri multe. Ce-mi dați mie cuvântul prima dată? De ce nu? Sunteți cel mai odihnit. Cu Baniciu, da. Pe dracu odihnit. Păi nu știți cât de greu ne este nouă. Când venim de la venim de la ziua lui Brenciu. Care a avut loc la Țânțăreanu, în Paradisul Verde. Deci nu e deloc ușor, să știți. Nu. Lucrurile poate să degenereze la un moment dat, dar nu într-un mod neplăcut, din potrivă. Mai ales că avem pe Claudia aici lângă noi. Zisă și viespea în toată perioada de producție. Viespea. Adică simpatia, să înțelegeți cât de drag e că sunt aici. Mea, concluzia pe care am tras-o... Domnul Țăndărică, vă chemăm Domnul aici lângă noi. Unde? Ați ratat... Pe când voi plecați la Brașov. Da.
Ăștia plecau la Brașov, n-am reușit să... Nici Țăndărică n-a reușit să fie invitat. Uitați ce elegant e, nu vă spărați. Adică are o ținută pe care... pentru care toți punem invidia pe primul plan. Concluzia pe care am tras-o la a nu știu câta revedere a acestui film este aceea că instrumentiștii nu iubesc soliștii vocali niciodată. Întotdeauna soliștii vocali au fost puși pe planul 2 pentru că au fost foarte buni. Au fost foarte interesanți, au avut idei, au avut muzica în sânge și așa mai departe. Ei, ăștia, compozitorii și cei care au compus, care au pus, cum să vă spun, notă cu notă lucrurile acolo unde ar fi trebuit să fie ele, n-au prea băgat de seamă la importanța... Ce, vă certați? Adrian, domnul excelența sa, Adrian, domnul Cioreanu, Adrian Cioreanu, domn profesor, da. Să tragi o concluzie la film și te rog. Foarte bună idee. Atunci un laudațiu. Mi-e frică să stau pe scaunele astea. Ăsta-i de regizor, domnule. Domnul Adrian, domn profesor, vă mulțumim frumos. Poți să mă țin de tine? S-a schimbat feng shui-ul, altă treabă. Lăsați-mă să cânt și eu. Să ne simțim bine. Dumneavoastră aveți asemenea scaune? Mircea... Nu, aveți scaune mai importante. Dă puțin mai tare, că sunt obosit. 1, 2. Mircea Baniciu vrea să spună că are o voce foarte bună și, chiar și că a reprezentat compozițiile noastre foarte bine și le-a dus la mare succes. Îi spuneam... Da, îi spuneam iubitului nostru prieten, Cornel Mihalache, regizorul acestui film, că s-au mai făcut niște tăieturi. Deci, la începutul, deci primele momente în care a apărut filmul ăsta, cu anumite tăieturi, nu știu ce, apăream și eu. Acum apar din ce în ce mai puțin. Și apare Covaci, iarăși tot timpul Covaci. Bă, fraților, Nicu este un tip foarte important, dar pe lângă el trebuie să apăsăm pe ideea că și noi am fost importanți în Phoenix, mult mai importanți decât crede lumea. Acum că el a apărut mai în față, că a fost persoana care a știut exact la cât e ceasul, pentru că era mai în vârstă și pentru că a mai trecut printr-un Phoenix. Deci înainte, probabil că ați văzut, înainte de noi, deci cei care am făcut, cei ce ne-au dat nume, și după plecarea lui Bordeanu, acolo s-a întrerupt primul Phoenix, deci ideea primului Phoenix. Noi am fost Phoenixul numărul 2. Acum, pe scenă... Anii de aur, da. Acum, pe scenă, este Phoenix numărul 3. Am zis, domnule, câte Phoenixuri o să facă băiatul ăsta? Că noi ținem la muzica asta pe care am făcut-o noi și am mers mai departe în așa fel încât Phoenix să rămână un nume. Și a rămas. Și datorită nouă muzicii noastre. Și Nicu n-a venit. Cred că dacă... Da. N-a putut să vină, dar știe de proiecția din această seară. Da, da. Oricum, a zis că ne rupe oasele dacă... Cred că ne-a transmis felicitări. A fost foarte... Oricum, a fost în permanență alături de proiect și aș vrea să rămână asta ca o concluzie a serii. Nu am fi putut face filmul fără niciunul dintre cei prezenți aici și fără domnul Nicu Covaci. Orice am avut nevoie a fost alături de noi și a răspuns foarte prompt. Nu l-am fi avut pe Alex Polgar, cel care i-a ajutat să fugă în 77, fără sprijinul și insistențele dumnealui.
Și e important să înțelegeți că și-a dorit acest film, că îl consideră cel mai bun film despre Phoenix și asta e foarte important de reținut. Astea sunt vorbele dumnealui, nu ale mele. Și ne pare rău că nu reușim niciodată să îi aducem la oaltă și sperăm cumva că într-o zi să se întâmple asta. Din păcate nu ne-a ieșit anul acesta. Domnul Capăl? Domnul Capăl, vreau să te felicit încă o dată pentru realizarea acestui film și, bineînțeles, și pe dumneavoastră. M-a ținut pe mine, care știu povestea, de la început până la sfârșit, într-o încordare continuă. Deci, felicitări, ați făcut o chestie extraordinară. Mai e un om care trebuie spus printre primii. Este Roxana Elecheș, cu care am montat filmul în 2 luni de zile. Roxana a făcut montajul, dar 10 dacă ore noi, pe zi, da, noi dacă semnăm co-scenariști, cred că și al treilea scenarist poate fi fără dubii Roxana Elecheș, pentru că povestea aceasta pe care ați văzut-o atât de bine legată, îi se datorează în mare parte și ei. Deci, practic, noi am stat și am luat interviurile, dar Roxana le-a ascultat cu urechile odihnite și a ajutat să construim această frază unică pe care Cornel și-a dorit-o foarte, foarte mult. Pe cât material există, cu siguranță că se mai poate face un film. Se mai poate, sigur, face un film în care să apară și solistul vocal, vă rog frumos. Nici nu dacă vă pot spune cât m-am chinuit să cânt anumite piese pe care nu le credeam. Nu le credeam valabile. N-am crezut niciodată că primele momente ale Phoenix-ului, când ăștia, îmi permit să spun ăștia pentru că sunt prietenii mei, vorbesc de Covaci și de, Capăl, au pus la cap niște idei pe care urma să le cântăm și am zis la început, ce dracu caut eu aici în chestia asta? Mie îmi plăcea Donovan, Dylan, cântam folk, cântam Beatles, cântam Simon și Garfunkel, aveam cu totul și cu totul alte idei în cap. Și până la urmă am ajuns să cânt bine mire lui, că nu-i nimeni lume ca mirea sa lui, sau negru vodășa lui, ceată toți voinici cu fruntea la... Și așa mai departe. Și așa am ajuns... Asta e melodia ta, parcă, nu? Da, asta. Aici nu, serios, adică melodia de la Negru Vodă era going down, going down, tam. Și mi-a zis Nicu, nu, stai puțin, că am eu o idee. Cântă și tu pe versurile astea ceva. E bine, s-a născut un cântec, Negru Vodă, dar totuși până la Adri Popa... Trebuie să luăm o pauză, vă rog frumos. Vă mulțumesc frumos că sunteți prezenți. Andrei Popa a fost încununarea succesului pe care nu l-a aștepta nimeni. Cântecul ăsta a avut o istorie destul de... Puteți să cântați Andrei Popa acum? Cred că nicio problemă. Știți versurile, știți cântecul. Cântecul ăsta s-a născut dintr-o chestie inginerească pe care noi trebuia să o avem în studio Electrecord și în care inginerul de sunet, după ce ei au imprimat, împreună am imprimat, de fapt, Muguri de Fluier, cel de-al doilea disc al Phoenix-ului, Freddy Negrescu, inginerul de sunet, i-a zis lui Covaci, care conducea, de fapt, toată operația, a zis, băiete, zice, mai avem 4 minute, mai trebuie un cântec. Pauză, zice, ce cântăm? Și eu zic, spune, vezi că are Baniciu un cântec, chestia aia. Ne-am dus în culise undeva în Electrecord, există o sală de repetiție, am repetat tată vreo 10 minute, nefiind foarte complicată piesa, când s-a terminat imprimarea cu voci cu tot, ăia în studio dansau. Și a zis Freddy lui Cova, zice, asta e piesa. Lucru care vă dați seama că nu, nici mie nu mi-ar fi căzut bine, dar mi-a căzut, să știți. Și până la urmă vă dați seama că foarte puține din cântecele Phoenix-ului se cântă atât de abitir, atât de, cum să vă spun, neauș sau de apropiat de scenă,
ca și Andrei Popa. Și copiii o cântă și bunicii și așa mai departe. Nu fiindcă Andrei Popa ar fi o piesă, cum să vă spun, extraordinară. Nu se compară cu Cantafabule, da, nu se compară... Apropo, Cantafabule, da. Deci Cantafabule e cotat și astăzi ca cel mai bun disc al rockului românesc. Toată lumea aplaudă când aude treaba asta, dar cântă Andrei Popa. Deci n-am înțeles treaba asta. Presupun și sper că aveți și întrebări pentru noi, voi cei din sală. Lăsați să nu mai întrebe, vorbim noi. Lăsați lucrurile, oricum o să meargă înainte. Aș vrea puțin, noi am avut două variante pentru film, una cu care am avut o vizionare de presă. Înainte acele vizionări de presă sau după, imediat domnul Țăndărică n-a putut veni și a văzut o variantă din film și vreau să vă întreb cum vi se pare filmul acum, îl vedeți pe al doilea, dar să și povestiți puțin despre ce a însemnat și Phoenix-ul pentru dumneavoastră. Mi se spune foarte des domnul Țăndărică, numele meu este Ovidiu Lipan. Sigur că porecla asta deja face parte din spiritul românesc alternativ. Noi suntem cu foarte mult umor și eu cred că am depășit foarte multe etape în viață, dar satira care este prezentată zi cu zi pe toate canalele de televiziune, eu n-am trăit așa ceva niciodată în viața mea, din 2000, de când locuiesc în România până acum, până acum, de curând, când iau amploare extraordinară. Sigur că și montajul din seara asta, fac un pandant la ce am văzut, a fost foarte amuzant. A fost într-adevăr foarte amuzant. Lucru care m-a impresionat, că de fapt este, am trăit toți o tragedie cu plecarea și cu părăsirea spațiului mioritic și asta incluzând prieteni, familie, am fost conștient că în momentul în care voi pleca nu mă voi putea întoarce niciodată în țara unde eu am respirat și am trăit toată copilăria într-un mod special, fiind foarte devreme am intrat în muzică cu Roșu și Negru și poate că am fost unul dintre aceia care nu m-a format Phoenix. Ca și... eram cumva Țăndărică, da, 69, Festivalul Arhitecturii, Festivalul de Rock, concertele de la premii întâi cu formația Roșu și Negru. Și întâmplarea a făcut că am avut un concert, Ioji, ai putea să continui puțin la Timișoara? Da. Eram foarte triști la un moment dat pentru că n-aveam toboșar. Am cântat cu Dubașii din Brănești, dar n-a fost ce a trebuit, deci pentru Cantafabule ne trebuia neapărat un toboșar. Costin Petrescu pleca să-și dea examenele la arhitectură. Iar noi stăteam și făceam repetiții în trei, fără toboșar. Și am încercat și cu Gondi, dacă mai țineți minte, un toboșar de jazz. Am intrat cu el la Electrecord în studio să imprimăm, să începem imprimările la Cantafabule. Bineînțeles că a fost degeaba. Și la un moment dat mi-a venit ideea, domne, singurul care ar putea să interpreteze aceste piese la tobe care cer o putere deosebită și o dinamică extraordinară ar fi Țăndărică. Și i-am propus lui Nicu Covaci să ia legătura cu Țăndărică și că nu știu cum unde îl găsesc. Iar într-o zi de dimineață când mergeam la repetiție văd un afiș în Timișoara. Văd un afiș cu Țăndărică și cu niște cântăreți de muzică ușoară. Era în turneu cu aceștia. Văzând acest afiș, i-am spus lui Covaci, fii atent că Țăndărică e mâine seară în Timișoara. Are concert la sala de sport. Du-te și vorbește cu el. Hai mă, nu știu. Du-te și vorbește cu el. S-a dus într-adevăr și a venit cu Ovidiu Lipan, Țăndărică, cu tobe și cu valiză cu tot, în sala de repetiții. Și acolo a rămas. Nu mai știu așa cum a început, continuat așa turneul ăla. Așa a început prietenia noastră, să zicem așa. Sigur, eu cred că Mircea n-a fost chiar așa foarte încântat de toată schimbarea asta și mie mi-a rămas cumva
în spatele capului, dar după aceea ne-am împrietenit și chiar am schimbat diferite... Are o pușcă, i-am făcut cadou sau ai cumpărat-o? Aveam o relație foarte bună cu Costin Petrescu, fostul, dacă pot să-i spun, toboșar, pentru că noi eram colegi la arhitectură, el era cu un an mai mare și făceam în perioada repetițiilor, făceam proiectele împreună. Și bineînțeles că primele două discuri, cei ce ne-au dat nume și Muguri de Fluier, au fost imprimate cu el. Mi s-a părut ciudat ca al treilea disc să se schimbe total, pentru că Ovidiu avea și are în continuare o cu totul și cu totul alt impact în muzică. Deci el e mult mai puternic și mai, să spun, mai puternic și mai dă tare în cinele. Exact, da, și mai da. Știți, hai să vorbim totuși și despre film, știți? Nu, eu am zis să vorbim despre noi. Nu numai noi, personajele, totuși. Că filmul nu-i despre muzică, precum ați văzut, așa că personajele au vorbit destul în film. Acum să vorbească spectatorii despre film, nu... Noi nu am reușit pe parcursul producției niciodată să avem filmări cu mai mult de unul dintre personaje, după cum foarte bine s-a văzut în film. Aceasta este prima seară în care noi reușim să ne adunăm în această formulă, cum o vedeți, și ar fi tare păcat să nu profitați la maximum de ea, pentru că niciunul dintre festivalurile de film la care am fost până acum nu am avut șansa unei formule atât de complete și asta se datorează în primul lui Mihai și atunci ar trebui să profitați la maxim de faptul adică că suntem aici. Adică 75% din Phoenix în fața dumneavoastră. Vă rog. Dau eu, Iulia, că sunt mai aproape. Bună seara. În documentar multe povești erau legate de Timișoara și am vrut să vă întreb dacă credeți că mentalitatea și cultura din Timișoara au ajutat la dezvoltarea trupei? Cu siguranță că da. Despre asta ar fi putut să vorbească mai degrabă Nicu, pentru că foarte multe dintre ideile pe care le-a adus el, aveam prieteni, aș putea să spun, ca urmare a întrebării tale, că Phoenix n-am însemnat doar noi. Deci în jurul nostru erau niște prieteni adevărați pe care i-am luat în seamă cu foarte multă, ca fiind foarte importanți. Deci îl aveam pe Laurențiu Bihoi, care era regizor. Îl aveam pe Victor Cârcu, care a terminat română-engleză și regie. Îl aveam pe Victor Ciuvagău, care a scris Tramvaiul și Nebunul cu ochii și încă câteva din cântecele care au premers sau care au urmat să fie cântecele adevărate ale Phoenix-ului și care se cântă și acum. Cine a mai fost? Profesorul Mureșanu. Exact. Mureșanu, care era profesor de filozofie. Și ăștia erau prietenii noștri apropiați cu care ne întâlneam, noi cântam la ghitări și ăștia ne explicau, nu mai vorbesc despre Șerban Foarță și despre Andreu Jică, cei care au scris toate versurile pentru Cantafabule. Și chiar am citit niște lucruri extraordinare despre modul în care s-au inspirat din tot ce însemna literatura anilor aceia. Deci noi fiind, nu eram foarte titrați, n-aș putea spune că fiecare dintre noi ar fi ajuns la o performanță ca a celor care au scris versurile noastre. Deci Timișoara a fost un loc în care noi, Phoenix, ne-am găsit corespondență. Deci aș putea spune că fără ei noi n-am fi existat. Am fi fost poate o trupă mai puțin importantă. Deci Timișoara a creat muzica pe care am făcut-o noi atunci. Timișoara cu prietenii noștri și cu cei care erau acolo. I-am pomenit doar pe câțiva, dar sunt convins că sunt mai mulți din cei, sau au rămas mai mulți dintre cei care ar fi putut scrie.
ceva pentru noi atunci. Altcineva? Domnul Păunescu? Domnul Mihalache? În momentul vechi care... coleg de clasă, a cincea. Bună seara tuturor. Șasea, șaptea. Știu că atunci când ai început munca aceasta de documentare la Sahia, ai avut idei legate de probleme sociale, istorice, politice. Politice. De ce Phoenix? Ca să mă spăl și eu pe creier de Revoluția Română timp de 5 luni, că vine la anul, sunt 35 de ani, mă întorc la vechile obiceiuri proaste de a face filme despre 89. A fost, da, a fost pentru mine, a fost așa ca o spălare pe creier. Am ascultat toată muzica lor, am dat-o jos a doua zi după ce am zis că fac asta, am găsit-o pe Torenț, 14 CD-uri, imediat. Am citit toate cărțile scoase de editura Integral și am făcut o pneumonie, după ce l-am cunoscut pe Nicu Covaci. Exact după primul interviu cu Nicu Covaci. Am stat în spital cu cărțile, am ascultat, aveam căști, aveam... Bă, perfect. Și n-am știut în ce mă bag. A fost o aroganță și o nebunie ca să faci în 5 luni de zile un film ca asta. Din peste 30 de ore de material, primul timeline, prima șiruire în Final Cut are 7 ore jumate de material bun, din care vor ieși probabil la anul sau peste 2 sau peste 3, când va investi cineva, nu? Un serial de 4 ore, să vedem. Da, nu m-am așteptat să fac asta. De aceea, ascultând și văzând că totul e pe YouTube, muzica, arhivele, tot am zis, eu nu folosesc decât o singură bucată muzicală, un bocet, ca să spun exact, să arăt exact ce au făcut ei căutând Ioji și cu Nicu, ancestralitatea aia care vine din colecția Brăiloiu, bocetele și așa, că de acolo vine până la urmă. Și am decis să nu folosesc muzică, doar o bucată. Și sigur mici 10 secunde din 3 povești ca să întăresc caracterele pe care m-au interesat oamenii mult mai mult decât muzica. Despre muzică poate să fac oricine. Doru Ionescu, colegul meu, are 8 remixuri de 50 de minute închinate formației Phoenix. Mai sunt alte reportaje și tot felul de lucruri. De ce să fac eu ce ar fi făcut alții? Ce au făcut alții, încă o dată? Și cred că ești un lucru mai bun. Uite, domnul Capăl e de acord cu mine. Muzica o știe toată lumea, deci... Dar cine a făcut muzica asta? Și în ce condiții? Și în ce, cu ce povești? Și cu ce iubiri? Și cu ce trădări? Și cu ce despărțiri? Și cu ce întâlniri? Și cu ce iaurturi ultime? Și cu ce sticle de whisky cărate ca pe bușteni la anumite nunți și așa mai departe? S-o lăsăm pe asta. S-o lăsăm pe asta, da. Sau alte povești. Da, din cărți. Vă rog. Alte întrebări, dacă mă sunt. Da, stimate. Am o întrebare pentru realizatorii filmului. Sunt unul din participanții la festivalul din 69 de la, al clubului A, în care am admirat Roșu și Negru, dar deopotrivă și Phoenix-ul. Au fost deseni minunate, probabil cel mai mare eveniment organizat pentru muzica rock în România în perioada anilor 70. Dar, pentru realizator, domnilor, de ce ați acordat un spațiu atât de mare lui Păunescu și celor legate de el? Este o întrebare. Și a doua întrebare, am fost foarte impresionat văzând filmul de relația dintre domnul Capăl și Covaci. Vă rog, domnule Capăl, caracterizați în două cuvinte relația dumneavoastră cu dânsul și evoluția acestei relații. Mulțumesc foarte mult! Nu pot să vorbesc de o relație, ci de o simpatie. Un fel și prietenie e prea mult spus, dar ne simpatizăm într-un fel. Pentru
puterea pe care o arăta el și pentru ce făceam noi. Deci eu sunt, cum să spun, surprins când văd niște imagini aici pe care nu le cunosc, de fapt. Iar noi, când cântam în cenaclu, noi nu ne prea interesam de partea întâia. Deci noi ne făceam treaba în partea a doua și ne bucuram de succesul pe care îl aveam. Iar Păunescu a mirosit că există o posibilitate să crească cu noi, deși n-ar recunoaște probabil niciodată, însă a știut cum să ne folosească ca să intre în scenele mari ale țării. Deci săli de sport, stadioane și așa mai departe. Deci nu pot să spun că a fost o prietenie, ci a fost o treabă de win-win, să zicem așa. Nu, prietenia era cu Covaci. Personajul Băunesc era separat. Asta, de Covaci întrebați. Da, prietenia ta cu Covaci. Ok, am înțeles. Deci... Să nu risc să se pierdă ce a fost. Eu venind din Petrila, am venit pentru Phoenix și pentru că Timișoara avea un flair, avea o atmosferă extraordinară pentru vremurile alea în care existau multe restricții și mi se părea că Timișoara e un oraș liber, e un oraș cosmopolit, e mai deschis. Era aproape de vest, erau sârbii care veneau și aduceau material muzical. Și în momentul în care am auzit Phoenix la radio, fiind fascinat oricum de orașul Timișoara, am zis, domne, acolo mă duc și dau examen la facultate. Și aflând că trupa Phoenix s-a destrămat după plecarea lui Bordeanu, am căutat prietenia acestui Covaci, care, cum să spun, era o statură, era o personalitate. Și m-a interesat să-l cunosc, ca să văd, să aflu mai mult despre Phoenix, să văd ce se întâmplă, ce s-a întâmplat acolo, de ce a plecat Moni. Deci... Și așa am încercat să iau contact cu el. Și chiar pentru faptul că la început m-a refuzat, iar după nu știu câte luni a venit el și m-a rugat să încercăm să facem ceva, astea sunt lucruri care fascinează. Și prietenia s-a născut, deci s-a dezvoltat în timp ce începusem lucru la compoziție și la documentări. Deci, sentimentul rămâne, deși astăzi nu mai e posibil să reluăm acea relație, pentru că s-au schimbat niște lucruri, nu mai există acel consens și din punct de vedere muzical și din punct de vedere ideatic. Și totuși, dacă mâine ai primi un telefon și ar spune, Ioji, hai mă să facem un concert, hai să ne întâlnim o lună, repetăm, dăm un concert. Poate așa, la, să zicem, la botul calului, să cântăm cu gitara rece și să cântăm așa... Cu voi trei, noi patru. Da. Țânderică cântă și el. Deci să bem o sticlă de whisky împreună, poate vii și tu. Tu știi bine reacția de după prima vizionare a filmului la tine acasă. Asta nu se va întâmpla niciodată, să spună Nicu, hai Ioji să mai facem ceva. Decât dacă stă în genunchi și își cere scuze. Nu. Cine? Ioji? Nu, Covaci zicea. Bun, acum să răspund domnului. E foarte... Mai am două cuvinte. E foarte greu să reluăm niște chestii care... Nu merg așa de la un moment la celălalt. Îmi pare rău, dar nu se poate. E o explicație pe care, poate cea mai frumoasă legată de această
divergențe, aceste divergențe de opinii între membrii Phoenix-ului și este dată de domnul Victor Cârcu. După unul dintre interviurile pe care le-am luat online, mi-a trimis un mail în care a fost bântuit de tot felul de emoții și de amintiri și spunea că atunci când stai foarte aproape de cineva și respiri același aer și spațiul în care stai este unul foarte mic și ți se ating umerii la fiecare mișcare pe care o faci, la un moment dat poate să intervină divorțul. Și cel mai bine este să-l iei așa cum vine și să nu faci nimic mai mult ca să nu strici și ce a fost. Trupa Phoenix și membrii, o parte din cei pe care îi vedeți acum, au fost extrem de apropiați. Au fost acești frați despre care vorbea un film, a fost această senzație pe care ați avut-o de prietenie foarte, foarte frumoasă, dar oamenii care trag atât de mult și se chinuie atât de mult într-o lume pe care o știm foarte bine și care puțin mai devreme în ce lansau invitații firului, cartea despre lansată puțin mai devreme, e un soi de suferință pe care nu știi cum să o exteriorizezi și a adus în acest punct. A rămas muzica lor care e minunată și pe care nu o va putea nega nimeni, iar eu cred că emoțiile pe care filmul le-a transmis și le transmite la fiecare vizionare sunt cele care spun de fapt că acești oameni se iubesc în continuare, însă nu mai au limbajul necesar să-și comunice lucrul acesta. Se respectă unul pe altul și apreciază munca foarte mult, însă ajung cumva, a intervenit acest divorț și trebuie să-i lăsăm să tacă, poate e cel mai bine așa, decât să răscolim și să răstălmăcim povești. Și acum se spună Cornel cei cu Păunescu. Am avut această intuiție de la început. Tot îmi venea să... Și vorbeam de Păunescu că trebuie să... Și doamna producător mă tot lua peste picior. Ce caută Păunescu cu Phoenix? Și am ajuns la CNSAS. Și la CNSAS, în dosare, am găsit scrisoarea lui Nicu Covaci către mama lui, către Muti, în care scrie negru pe alb. Din cauza lui Păunescu au plecat... Băieții ăștia, și-a început răscoleala asta. Și l-am găsit un personaj foarte legat de Phoenix și foarte important, dacă el chiar a determinat plecarea lor. Și cred că da, la un moment dat, adică ruperea aia de la Iași și cu toate, și pormă când a venit Covaci înapoi, apatrid, și Păunescu l-a dat în gât că ce caută cu noi și îi făcea și lui rău, evident, pentru că și el avea în spate securitatea care îl căuta și îl cerceta și miliția și așa mai departe. Știți bine ce a pățit când la Ploiești milițienii au închis porțile și au murit oameni la furtuna aia. Așa că Păunescu e un personaj foarte legat de... și un personaj fascinant, oricum. Fascinant. Ați văzut cum ținea sala aia în mână cu un cântec? Copilul lui Andrei spune, da, era un timbru, era 5 minute din 6 ore. Eu cred că nu era chiar așa, cred că era mai mult. Dar sala era într-adevăr mesmerizată. Să închinăm conducătorului și aplaudau exact aia de la congres. Nu, dar lucrul acesta copii, liberi. L-a da. Făcut Păunescu ca să poată favoriza participarea unora care nu aveau, nu prea aveau loc. Mă refer la scriitori care au fost invitați, la actori care au fost invitați în cenaclu și așa mai departe. Ca ei să poată intra în contextul ăsta și să poată fi promovați, trebuia să vorbea, să lingă niște blide, pentru că asta era situația atunci. Cine n-ar fi făcut în felul ăsta? Dar personaj foarte legat de Phoenix. Ar fi fost păcat să nu înțelegem perioada, că trebuia să înțelegem și perioada. Noi știm că ne-a ajutat foarte, foarte mult. Deci într-o perioadă în care n-am mai prea avut. Covaci plecase 6 luni de zile în Olanda și am rămas eu cu Ioji și cu Krauser, chitaristul care a plecat și el cu ei. Și ne-a invitat în cenaclu, zice, domnule, hai să facem... Turneu, era un turneu al omeniei. Ce-a reținut Covaci din chestia asta? Noi am avut atunci spectacole câte două pe zi, deci două cenacluri care, mă rog, se roteau, plecau
unii cu sculele înainte, noi intram în spectacol, după care ne odihneam, plecam cu mașina, iar Păunescu avea, într-adevăr, asta a reținut Covaci, că avea un Mercedes la îndemână. Adică, să știi că aia scrie securitatea că e 1000 de lei pe zi. 1000 de lei. 1000 de lei, nu 1000 de lei, 1000 de lei pe zi era. Dar în mașina aia era șeicarul care i-a dat niște versuri să scrie, a mai mers și Vintil, a mai mers nu știu care. Pe mine nu m-a invitat, dar, mă rog, ar fi putut să facă. Da, nu eram, iar vreau să vă spun că în perioada în care Covaci a lipsit, noi eram morți de foame, dacă se poate spune lucrul acesta. E vorba de mine și de Ioji, care chiar n-aveam din ce. Și atunci, unul dintre oamenii lui Păunescu a zis: veniți și facem turneul acela. Păi zic, cum îl facem? Păi uite, o să fie formația Phoenix, așa zisa formația Phoenix, eram eu, Krauser și cu Ioji, și cu, nu erau tu, erau mai mulți băieți care, cu care înainte cântaseram pe un stadion la Sibiu și nu numai, Dubași, deci care imitau cumva Dubașii din Brănești, care aveau, Dubașii din Brănești, era o formulă extraordinară. Când apărea oia în sală, se rupea. Deci aveau de la bătrânii care băteau în tobe mari, ăia mai tineri care băteau în tobe mai mici, și cei mai puști și cei mai tineri băteau și suna când apăreau trum, 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 trum. Cântau unul la picolină și ăștia brum, brum, bum, 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 trum, tuc, 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 tuc. Aveau niște formule pe care le aveau pe scenă. Era nebunia de pe lume, nu pot să văd. Îmbrăcați național, frumos. Din Brănești erau toți. Asta iarăși a fost o invenție a ta și a celor de la conservatori din Timișoara. A zis, hai să luăm pe ăștia să vedem ce și cum. Da, mă rog, și noi am improvizat atunci cu niște golani de la Flora, că erau cârciumul unde ne vedeam noi acolo și care era locul nostru al studenților de întâlnire, pe care îl luase Nicu la un moment dat, zic, am luat câțiva dintre ei și am făcut turneul ăsta cu Păunescu. Păi nu pot să vă spun că a fost foarte bine. Deci ne-am întors după o lună de zile de turneu al omeniei, că așa i se spunea, că a fost chiar după inundațiile din 77, cu tremur și așa mai departe. Nu, nu fusese încă cu tremur. Fusese, nu, 77 inundații. Mă, nu mai știu cum era. 77 au fost inundații. Și atunci a făcut turneu omeniei în așa fel încât el le-a propus sau le-a promis ăstora de la mai de sus, că se va face 1 milion. Cenacru Flacăra va aduce 1 milion în conturile de salvare a unora care rămăseseră fără. Și într-adevăr s-a făcut chestia asta, iar noi am câștigat niște bani atunci. Deci a fost nu întâmplătoare, să zic, colaborarea cu el. Pe Iuji l-a scăpat de armată, că era încălțat deja, era în Bocanci, trebuia să plece. Țăndărică nu l-au prins, că ăsta s-a des... Da, chiar în momentul, în timp ce vorbeam la telefon cu Păunescu, care m-a sunat să mă întrebe, Iojică, îmi spunea mie, dacă venim într-un turneu pentru sinistrați, și am zis, da, bineînțeles că venim, dar simțeam ceva că cineva e în spatele meu. Era armata. Da, care... Și... mă uit în spate, era soldatul care mă aștepta să termin convorbirea și să semnez fițuica aia de încorporare. Și zic, după ce am spus, da, vin, sigur, cred că totuși nu pot să vin. Păi ce ai? Păi stă soldatul în spatele meu care așteaptă să semnez. Ia dă-mi-l la telefon. Și bineînțeles că s-a rezolvat în... 20 de minute s-a rezolvat problema. Păunescu, în afară de multe, a făcut foarte multe și lucruri bune pe lângă, mă rog, ce, da? Ca să aibă puterea asta, trebuia să facă ceea ce a făcut.
i-a lansat fără să, nu știu, probabil, nu știu dacă știe cineva, câți dintre cei care cântă folk sau cei care s-au lansat în muzica folk. Deci poate că nu-mi strica un pic de armată, disciplină. E vorba de Alifantes, l-a lansat pe UNESCO. E vorba de Vintilă, l-a lansat pe UNESCO. E vorba de Socaciu. Anda Călugăreanu. Anda Călugăreanu, nu, Anda Călugăreanu. Marcela Saftiuc, sigur că da. Pe cine? Nu. Pe Marcela nu. Era din Cluj, a intrat. Dar erau cei mai importanți cântăreți de folk la ora asta, care, mă rog, au mai rămas. Unii, Doru Stănculescu, Vintil, Socaciu, Alifantis și așa mai departe. Toți, da, sigur, toți au fost lansați în cenaclu. Da. A avut, sigur. Are partea bună pe care a spus-o foarte bine. Eu nu-i de treaba că de mult spațiu, într-adevăr, Fănițul a ajutat pe el și l-a exploatat treaba asta. Da. Prin acest personaj am arătat și epoca prin care au trecut ei. Mi-a fost mai simplu să ajung la și la Ceaușescu și la tezele din iulie și așa mai departe. Alte întrebări, dacă da. Bună seara, Alexandru Daneșsen. V-aș ruga să vă puneți imaginația în funcțiune. Practic, până la Cantafabule, cam în fiecare an era anul și producția. După Cantafabule, făcând abstracție de faptul că ați plecat, dacă n-ați fi plecat, unde credeți că s-ar fi îndreptat formația? Ați mai fi reușit să produceți un album cel puțin la fel de bun, adică peste Cantafabule, bănesc, era destul de greu. Dar în ce direcție credeți că ar fi mers formația dacă ați fi rămas în țară? Ioși. Nu știu dacă am fi reușit să facem ceva mai presus de Cantafabule, cel puțin în acea vreme. Poate după mai mulți ani am fi putut să ne apucăm de așa o lucrare. Să ne continuăm activitatea pe făgașul folclorului. În orice caz, plecarea a fost o greșeală. Asta o recunoaște și Nicu Covaci, a spus că a fost cea mai mare greșeală a vieții lui și, într-adevăr, așa, mergând pe urma lucrurilor care s-au întâmplat după plecarea lor, tind să cred că așa a fost. Și el recunoaște, fiecare recunoaște. Am întrebat pe Ioji dacă s-ar mai întâmpla să ai ocazia să treci prin asemenea evenimente, crezi că ai mai face-o? Și a zis niciodată. Și niciunul dintre ei nu cred că ar fi în stare sau să se gândească la un moment. Dar momentele de atunci sunt altele, cu totul altele. Domnul Banici, dacă ai fi prima în situația aia, dacă ai fi în situația aia și te-ar întreba cineva, vrei să pleci? N-ai renunța. Nu e chiar așa ușor să hotărăști, să stai în momentul ăla, să spui da sau nu. Că nu știi ce se întâmplă. Cred că întrebarea lui Alexandru este următoarea. Dacă nu pleca Nicu Covaci în 76, cu un an înainte de 77, și rămânea aici, și nu mai era nici plecarea din 77 a voastră, și rămâneați toată trupa aici, cum ar fi fost drumul vostru până în 89, să zicem? Poate mai sus, poate mai jos. Eu cred că, ne vorbim de plecare vreo clipă. Eu cred că aveam aceeași soartă ca și Beatles. Pentru că și Beatles au avut la un moment dat, ideile lor au depășit posibilitățile tehnice de a realiza muzica live în concerte. Și în momentul în care n-au mai putut să cânte acele piese extraordinare pe care le-au compus ei la sfârșitul anilor 60, a dus la o criză. Atunci și-au descoperit fiecare un alt drum sau
au descoperit că nu mai există acea omogenitate care a existat la început, când cântau foarte simplu rock and roll și piesele alea mai simple. Asta ar fi fost și soarta noastră, precis. Pentru că la un moment dat cântam cantafabule, piese de pe cantafabule care erau foarte complexe și care necesitau niște posibilități tehnice, niște deci ansamblu mai mare care să ne ajute, eventual orchestră sau ce știu, instrumente care... Deci nu ajungeau doar cinci muzicieni pe scenă pentru a realiza ceea ce am imprimat pe acest disc, Cantafabule. Deci eu cred că acest Cantafabule ne-a închis acea perioadă de creație. Eu cred personal așa. Da, bună seara, bratul Alexandru mă numesc și aș avea o întrebare, de fapt două întrebări. Considerați că muzica dumneavoastră a fost o muzică a libertății, a antisistemului de atunci, a sistemului comunist? Asta ar fi prima întrebare. Iar cea de-a doua întrebare, nu știu, ați inserat anumite ironii la adresa sistemului de atunci în versurile dumneavoastră, acele șopârle, cum s-ar zice între ghilimele, sau dacă ați fost constrânși să nu cântați anumite melodii, în afară de, am înțeles, când avea vestimentația aceea cu crucea pe piept. Mulțumesc! Eu pot să spun să amintesc de niște restricții. De exemplu, aveam o piesă în care era cuvântul tătari. Iar acest cuvânt tătari a trebuit să-l schimbăm cu dușman. Pentru că tătarii, fiind un popor pașnic, nu puteam să-i numim dușmani. Erau, deci, acolo a început deja cu fițele astea de interziceri și nu știu ce. Și din cauza asta ne-am gândit, hai să facem niște texte care sunt mai complexe și care, bineînțeles, prin forță și ujica fiind, de fapt, foarte important pentru acele texte de pe Cantafabule, pentru că el era un fel de translator între muzician și poet. Poetului nu-i place să-i spui textier. Și lui Șerban Foarță deloc. El e poet. Bun, e. Și în aceste texte, bineînțeles că există niște simboluri, niște apropouri pe care poate că nu le-a înțeles cel care trebuia să ne facă observații. Dar n-am făcut-o din adins, adică n-am zis, domne, hai să-i nasulim acum pe toți și să-i păcălim. Nu, nu. Ceea ce am făcut din convingere și din bun simț. Mulțumesc. Sunt niște momente pe care le-am petrecut cu Șerban Foarță și spuneam lui Cornel că nimeni nu știe câte sticle de Havana Club am petrecut eu cu Șerban Foarță, bineînțeles la mine acasă, rugându-l, l-am invitat și l-am rugat, fraților, vă rog să-mi explicați și mie ce dracu cântăm noi acolo. Pentru că erau atâtea simboluri și atâtea lucruri prin care n-am apucat să trec niciodată. L-am chemat și pe Foarță și pe Ujică, pentru că eu eram solistul vocal și pe mine mă întrebau întotdeauna ce ai vrut să spui cu treaba aia de acolo, versul ăla ce înseamnă? Sau acolo, cam care-i treaba? Nu știu. Păi, în momentul în care nu știam despre ce era vorba, vă dați seama că era Covaci în spatele meu, e prost ăsta, nu știe. Cam asta era relația și în orice caz erau șopârle acolo, erau șopârle, dar atât de bine mascate, fără niciun echivoc. Erau versurile astea, făcuse Bordeanu,
Deci cenzura era foarte, foarte pe urmele noastre. Eram foarte importanți, vizați și controlați. Multe dintre versurile pe care le-au scris și Cârcu și toți cei care au scris versuri pentru noi au fost decupate sau tăiate total, pentru că nu s-au putut cânta. Mamă, mamă, ce viață aspră, cânta Florin Bordeanu. Și noi am preluat cântecul acela. Mamă, acum o zi îmi spune, mamă, nu cânt tot cântecul, stați liniștiți-vă, da. Că nu mai sunt copil, nu știu ce. Mamă, ce viață aspră. Și m-au pus să schimb, au pus să schimbe versurile. Ce vrei cu mine, mamă, mamă, ce vrei cu mine. Și multe altele, deci nu mai îmi vin în cap toate versurile pe care poftim. Canarul a fost o piesă interzisă. În momentul în care a ieșit filmul lui Pizza, mi se pare, Pizza l-a făcut, nu? Canarul și Viscolul. Gabra, nu? Iulian Micu. Da? Deci a fost un film Canarul și Viscolul, care a fost interzis ca și ăsta lui Pintilie, cum se numește? Reconstituirea. Ții minte pe Gheorghe Pascu, care a zis... Manole Marcus e, nu? Manole Marcus. Manole Marcus. Apropo de întrebare, la CNSAS există o analiză pe text la Canta Fabule făcută de un intelectual al vremii cu certitudine, pentru că sunt singurele pagini din dosarele Phoenix care sunt perfect scrise din punct de vedere gramatical și i-a dat cu șahmat și celui care a făcut analiza pe text. Erau urmăriți, Mugur de Fluier, cum trebuia să se cheme inițial? Pentru că ăsta e un nume găsit de cenzură, nu era unul propus de formația Phoenix. La Mugur de Fluier cred că era un alt titlu inițial. Și vroia unul... Trebuie să fie. Nu, Mugur de Fluier, de la cântecul pe care, ale cărui versuri l-a scris Victor Cârcu. Da. Vă rog, nu vă sfiți. Avem. Vă mulțumesc foarte mult. Eu aș avea câteva interese referitoare la relația dumneavoastră, adică a membrilor trupei cu organele securității statului. Și ca să fiu puțin mai punctuală în întrebările mele, în primul rând, aș fi curioasă dacă dumneavoastră simțiați că sunteți urmăriți de către securitate și respectiv cea de-a doua întrebare, și poate că asta este un pic mai sensibilă, dacă ați fost vreodată curtați de securitate în vederea unei eventuale colaborări? Vă mulțumesc foarte mult! Eu, spre exemplu, n-am fost curtat niciodată, dar mulți dintre cei apropiați mie mi-au spus, vezi că ai telefonul ascultat, și n-am crezut acest lucru. Probabil că ați văzut și am povestit în film, nu? Când stăteam, aveam clădirea telefoanelor alături, începuse revoluția, vorbeam cu un prieten din Timișoara, începuse să se tragă acolo și am ieșit cu telefonul pe terasă, mergând pe ideea că am microfoane în casă. Nu, microfonul era chiar în telefon. Și la un moment dat, spunându-i omului cu care vorbeam la Timișoara, băi, hai că mă ascultă ăștia, hai să închidem telefonul deocamdată, că a început să mi se facă teamă. Și la un moment dat s-a deschis o fereastră la clădirea telefonelor, care era în fața blocului unde locuiam, și a ieșit o cucoană de acolo, n-a ieșit. Nu vă ascultă nimeni, domnule Baniciu, nu vă ascultă nimeni, nu vă ascultă nimeni, o să vorbiți pe gratis, nu știu cât timp. E, în momentul ăla vă dați seama că am realizat că eram... Plus că în toate astea de la CNSAS au apărut, bineînțeles, și conversații de-a lui Iojie, știau tot. Pe mine nu m-au chemat. Nu știu dacă pe Nicu sau pe Iojie nu l-au invitat. N-am avut nicio tangență cu securitatea. Din ce am mai întrebat și eu, nu erați foarte interesanți pentru noi securitate. Noi aveam un scut. Până la un moment dat. Noi plecarea i-a obligat să devină... Primul dosar de la securitate pe care noi l-am accesat și care e cel mai stufos dintre toate și a fost punctul de pornire, practic, pentru parte din poveste, e cel al lui Alexander Polgar.
El era cetățean român, plecat în Germania, venea foarte des în România și era urmărit de securitate pentru că venea cu tot felul de informații. Cel după care i-a scos din țară. Cel care i-a scos din țară. Și acolo am găsit cele mai multe, inclusiv scrisoarea către Muti a domnului Covaci, fotografiile, toate informațiile, în mare parte, sunt de acolo. Temerea noastră cea mai mare în momentul în care le-am cerut acordul tuturor din trupă să putem accesa dosarele de la CNSAS a fost fix asta, să nu găsim în interiorul trupei turnători. Și nu am găsit. Bine, domnul Baniciu și domnul Covaci nu au dosar, al domnului Țăndărică e unul foarte subțire, îl dau zilele astea când l-am la mine. Eu, spre exemplu, mi-am văzut dosarul prin 83, neavând viză din cauza plecărilor. M-am dus, am cerut audiență la securitate în Timișoara, încă aveam buletin de Timișoara. Și, mă rog, am cerut audiență la nu știu ce colonel care se ocupa cu pașapoartele, întrebându-l de ce nu am viză, că totuși, menționând totuși importantă ca idee faptul că eu am rămas în țară, eu n-am plecat și mi-a arătat un dosar care era pe masă și i-am întrebat pe ăștia la CNSAS, domnule, eu sunt sigur, am văzut dosarul, era un dosar destul de consistent, cu o dungă roșie pe el și mi-a spus ăsta, atâta vreme cât dosarul tău are dunga asta roșie și este la noi aici, tu nu pleci niciunde. Ovidiu a avut aceeași experiență cu altcineva. Nu pleci niciunde. Ca idee, dosarul l-am văzut. După ce i-am întrebat pe cei de la CNSAS, unde este dosarul meu? Și dori să văd cine a scris despre mine, ce a scris și de ce. Mi-au spus că noi, dumneavoastră, nu aveți niciun dosar. Deci probabil că mai sunt unii care mai lucrează în zonă sau oameni trăiesc care... Încă cei informatori încă sunt în viață și atunci dosarele sunt ascunse. Exact. Erau, și-au dorit foarte des să iasă din țară, cum spune și Ovidiu Lipan pe film, și probabil discutau, în general... Da, și dorința lor de a ieși din țară la festivalurile care se organizau pe tematică folk sau rock, chiar din coace de cortină, nu neapărat în vest, și vorbeau, în general fetele erau cele care turnau, adică Alina Baniciu, care ar putea să facă așa o listă neagră cu câte doamne și domnișoare a întâlnit domnul Baniciu din 7-7 până la întâlnirea. Ce vremuri! Nu mai conta. Eram înalți, blonzi și cu ochii albaștri toți, da. Eu am avut niște prieteni și unul dintre ei mi-a spus, Ovidiu, am stat în cameră cu tine la Olimp o vară întreagă, nu mi-amintesc, nici nu știi câte microfoane ți-am pus eu în camera aia. Acum mi-a spus, târziu, păi și cum, ce s-a întâmplat? Nu, era numai cu fete, nu mai aveai alte preocupări. Ce pot să vă spun, că în afară de acea analiză pe text legată de Canta Fabule, toate celelalte note informative sunt scrise fără nicio legătură cu limba română și cu gramatica limbii române. Adică urmăritorii erau analfabeți, da. Da. Dar? Din acea zonă toți. Adică Phoenix-ul cred că nu l-am văzut niciodată scris corect în sutele de... Phoenix. Da. Phoenix. Vă dau o sugestie. De ce suntem noi trei aici și poate că și cântăm împreună sub un alt nume. Mâine seara e concert în cetate cu Pasărea Rock, care e aici. Alte întrebări dacă mai sunt. Bună seara! În primul rând, simt nevoia foarte tare să mulțumesc. E chiar o onoare să pot să fiu aici alături de noastră în seara asta. Așa. Întrebarea mea e legată cumva vis-a-vis de ce a zis domnul Baniciu în documentar. Pentru că a zis la un moment dat că securiștii nu v-au tuns niciodată și mi s-a părut foarte interesant. Eu sunt un copil născut în anul 2000 și impactul pe care l-am avut eu cu peisajul acesta a fost
în școala generală, cred, prima dată, insuflat de profesorii de română, de istorie, de lecturile pe care le aveam în perioada respectivă și cumva ce am învățat eu și toată generația mea, cred, e că totul era mult mai, că peisajul era mult mai horific, că nimeni nu scăpa. Și mi s-a părut foarte interesant că dumneavoastră ați zis asta și eram curioasă de ce credeți că a existat genul ăsta de indulgență din partea securității și în același timp aș mai vrea să întreb și pe domnul Ioji și pe domnul Țânderică care a fost raportul securității vis-a-vis de dumnealor și tot pentru domnul Baniciu ar mai fi o întrebare dacă vă simțiți, chiar sper să nu depășesc niciun fel de limită, dar dacă simțiți să împărtășiți mai mult din ce s-a întâmplat când ați fost luat atunci de securitate după ce au plecat ei în o zi și jumătate cât ați petrecut acolo, dacă am înțeles bine. Vă mulțumesc foarte mult. N-am fost prins tuns și cu blugii tăiați și cum povestesc mulți dintre prietenii noștri că au pățit lucrurile astea. Iar de ce n-am pățit noi ceea ce au pățit alții? Pentru că eram prea vizibili. Eram trupa Phoenix și ar fi fost prea... orice gest de genul ăsta ar fi fost cu o încărcătură super negativă. Nu cred că interesa politic pe nimeni să se întâmple lucrul ăsta. I-am prins pe Phoenix și i-am tuns. Asta era exclus. Era exclus din orice punct de vedere. Iar faptul că pe mine m-au luat neașteptat, vă spun, m-au luat în papuci și în bermude, m-au luat de acasă și m-au dus, atunci am făcut cunoștință cu becul acela, cu masa din birou, cu biroul acela pustiu și, bineînțeles, la subsol, cu niște geamuri cu gratis sus și am zis să... Am căcat-o. Nu e foarte vesel, da. Atunci am zis, na, să vedem ce se întâmplă, da. Și era 2 iunie, ei plecaseră nu, pe 1 iunie. Da, pe 2, păi, da. Pe 2 iunie te-au luat pe tine, venit, scrie în declarație, adică da, în 2 iunie. Au venit la mine da. Și mi-au dat hârtie, creon și niște țigări, amiral, o cafea acolo și m-au ținut de dimineață, de astăzi dimineață, de la 11 până a doua zi la 5 dimineața acolo. Spunându-mi că scrie, domnule scrie, mai scrie o dată, mai scrie o dată. Intra unul bun, ieșea ăla bun, intra unul rău. Deci exact, cum să vă spun? Ca în romane. Da, metoda pe care o foloseau, să scoată orice fel de informație. Norocul meu că nu știam. Pentru că plecarea lor i-a prins în curugol și i-a făcut de tot la hatul. Nu se așteptau. Securitate. Nu se așteptau în niciun caz. Valoarea plecării lor, sunt două plecări mari în țara asta. Nadia Comăneci și da? Ei. Și Pacepa, mai dar Pacepa e altceva. Mi se pare că a fost înainte Pacepa. 78. A, 77, ei 78 da. Și Nadia 89. Deci au fost în momentul plecării există documente date de Serviciul de Securitate din București, trimisă cu telegramă la Timișoara și sunt date din astea de 5-10 minute între ele, ceea ce era aproape imposibil. Cred că s-au falsificat și multe hârtii astfel încât să justifice lipsa de vigilență. Au antedatat plecările și informările între... Efectiv, nu se așteptau. Iar apropo de întrebarea pe care ați pus-o și după aceea îi las pe domnul Lipan și pe domnul Capăl să vă răspundă la întrebare, noi în film am folosit extrem de puțin. Au fost multe ore. Nu am avut, cred că, niciun interviu mai scurt de 3 ore. Și ele sunt în varianta lor integrală în cartea Phoenix Harjar, care a fost lansată odată cu filmul. E o carte pe care mâine seară în cetatea Râșnov, dacă veniți, o puteți achiziționa, pentru că vor fi cei de la editura integral cu noi la concert și la cealaltă proiecție a filmului. Iar acolo veți descoperi și lucrurile pe care noi aveam cum să le introducem în film. Și întrebările legate, dacă erați urmăriți de securitate sau care v-a fost relația, la care cred că s-a răspuns parțial mai devreme. Eram clar. Unu, dai. Dă puțin, așa, dacă îmi permiteți. Deci, noi, succesul nostru de atunci era un scut pentru noi și ne dădea atâta încredere în sine
că nici nu ne gândeam la anumite chestii. Știam că suntem urmăriți și am avut, după câte am spus și mai înainte, am avut puține tangențe, adică ne-am văzut noi de treaba noastră, de repetițiile noastre, de turneele noastre interminabile. Eu am avut, de exemplu, pot să vă povestesc despre examenul meu de stat, la care n-am fost permis, în primul rând și pentru ținută și cu păr mare și nu știu ce ați văzut acolo pe film, așa mergeam eu la facultate. Și în al doilea rând, pentru că n-am acceptat să fiu, să intru în Partidul Comunist, deci să fiu membru de partid. Și acest lucru l-a făcut pe profesorul meu de istorie a muzicii, care era șeful partidului pe facultate, să nu mă accepte la examenul de stat. Deci e și o legătură cu securitate, cu partid, cu nu știu ce. În rest, nu prea ne-am văzut noi de treaba noastră, să știți. Deci succesul cumva ne-a apărat de foarte multe represalii, pentru că aveam și mulți care ascultau, care își făceau jobul la securitate, dar sunt sigur că ascultau muzica Phoenix acasă și cu familia și cu prietenii. Deci această muzică ne-a ferit de foarte multe, până când a devenit prea periculoasă toată treaba pentru regim. Și atunci au început să ne interzică la televizor, la televiziune, la radio, discurile au fost scoase din comerț și așa mai departe. Și atunci riscam să fim șomeri și să nu avem din ce trăi. Asta a fost și una dintre motivele pentru care am plecat. Pentru că am fost interziși la un moment dat. Dar ca să ne atace, n-aveau curaj, probabil, că se întâmplau niște lucruri. Presupun. Ultima întrebare. Tot legat de relația dumneavoastră cu sistemul. Ați aflat vreodată dacă ați avut fani ai trupei Phoenix în rândul eșalonului mare al partidului? Pe lângă Nicu și Valentin Ceaușescu. Și Valentin Ceaușescu. Erau mulți care ne-au ținut spate. Nicu ar fi putut să vă povestească mai multe, pentru că el a fost mai apropiat. Zi-te, Ovidiu. Nu, asta e un paradox, știi? Adică prin familia Ceaușescu primeau la un moment dat și discuri, nu? Da, sigur. Da. La Pescăruș aveați mese unul lângă altul, nu? Nicu și cu Ovidiu. Păi unul dintre festivalurile importante în care am cântat noi atunci, cu Ovidiu, deci era abia apăruse și în trupă, a fost, se numea, nu știu, Timpul Chitarelor sau ceva așa de genul ăsta, care a fost organizat de Mau. Deci erau atunci un tandem, aș putea spune, că erau prieteni, Năstase Maurer și Nicu Ceaușescu. Adrian Năstase. Adrian Năstase. Jean Maurer. Așa, Jean Maurer. Ei au fost cei care au făcut festivalul de la, în sala, în aula Facultății de Drept. Da. Și... Deci. Era basist. Cine? Adrian Năstase. Dar lume, da? Mică și rotundă. Da. Da. Deci, sigur am avut și ei au fost cei mai vizibili, da. Deci și cu tine. Eu să vă retrag. Bine. Bine. Mulțumim mult de tot. Frumos. Frumos.
Thank you.